Sportivii de la CSEA Gvila s-au antrenat excelent în iarnă. Dovadă stau cele numai puțin de 22 de medalii obținute la Cupa Spartacus, prima competiție din calendarul competițional 2016. În acest concurs de jiu-jitsu au fost prezenți peste 230 de sportivi de la 16 cluburi din toată țara. Giugiuvenii de la CSEA Gvila și-au trecut în cont 10 medalii de aur, 9 de argint și 3 de bronz. Noi și sportivii noștri am avut o participare sau un debut competițional în anul acesta foarte bun. Mă refer aici la sportivii consacrați care au confirmat încă o dată valoarea lor, dar nu în ultimul rând și vreau să-i felicit din toată inima pe sportivii care au participat pentru prima oară. Printre premianți s-au aflat și mulți sportivi aflați în premieră la o competiție atât de importantă. Aceștia au fost felicitați de antrenorul Ion Chelu, care crede că schimbul de mâine este asigurat. Sunt mai mulți care m-au impresionat, nu vreau să dau nume pentru a nu uita vreunul dintre ei. Eu vreau pe toți să-i felicit pentru curajul, drzenia și dorința lor de a participa la competițiile naționale, în primul rând. Pentru CSEA Gvila Giurgiu urmează în această lună campionatul național de ușu, respectiv campionatul mondial de jiu-jitsu din Spania.